Întotdeauna când avem gata, pregătit o serie de studii biblice, suntem în așteptare să vedem care este subiectul pe care îl vom trata. Dragi prieteni, bine ați venit încă o dată la Școala din Emaus. Vă spun cu mare drag că vom începe un calup de lecții biblice extrem de frumoase, și anume vorbim despre o evanghelie, o evanghelie pe care a scris-o un anumit evanghelist, și anume este vorba de evanghelistul Marcu. Evanghelia după Marcul este titlul general al acestui set de lecții biblice. Aș vrea pentru început să îi salut pe cei doi invitați în această emisiune. Marius, bun venit din nou în Școala din Emaus. Sergiu, bun venit din nou. Cu voi va trebui să începem să intrăm în culisele acestui set de lecții biblice, și anume Evanghelia după Marcu. Pentru început aș vrea să vedem evangheliștii. Știm că sunt patru, trei evanghelii sunt numite evanghelii sinoptice, însă vreau să vedem un pic ce i-a motivat pe acești oameni să scrie fiecare la rândul lui Evanghelia pe care a scris-o și ce a inspirat, de unde și-au luat, ce surse au consultat ca să avem astăzi frumoasele Evanghelii pe care ei le-au scris. Nelu, cred că este una din întrebările foarte importante acum că începem să studiem Evanghelia după Marcu. Pentru că, vedeți, Marcu vine într-un context și avem patru Evanghelii. Contrar așezării în Noul Testament, evangheliile au fost scrise foarte târziu. Mai întâi au fost scrise epistolele, alte scrieri și undeva spre final, pentru că eu consider, unul, Dumnezeu i-a inspirat pe oamenii aceștia. În al doilea rând, ei vedeau că trece o generație și nu doreau să se piardă Evanghelia lui Iisus Hristos, așa cum spune Marcu, da? Și practic este o singură evanghelie, dar ea este după Marcu, după Matei, după Luca și Ioan. Deci n-au dorit să se piardă asta. Și avem patru evanghelii. Consider că într-adevăr Dumnezeu a dorit să avem mai mulți martori sau mai multe perspective și pentru noi astăzi este o binecuvântare, dar pe de altă parte, inițial a fost un public diferit, fiecare evanghelist se adresează unui public cu așteptări diferite, apoi fiecare evanghelist are personalitatea, inspirația Duhului Sfânt și sursele proprii. Da, mulțumesc, Sergiu. Marius, te rog. Vreau să mă refer la cuvântul evanghelie, care inițial nu are sensul acesta legat de mântuire în sensul evanghelic, ci mai degrabă cel profetic. Cuvântul Evanghelie se referă la origine la vestea bună că Mesia venise într-adevăr pe pământ. Ei așteptau pe cineva. Și pe un domeniu apocaliptic, pe o așteptare a ceva. Evenimentele erau, probabil că se asemăna cu astăzi, cu războaiele, crize la diverse niveluri, nu? Cum e la noi criza de energie, sunt o serie de frământări în societate și, practic, din mai multe puncte se vorbește despre sfârșitul planetei și se așteaptă ceva. Nu doar din domeniul religios, în domeniul politic. Hollywoodul, de asemenea, mare parte din filmele care se fac cuprind aceste filme, nu numai apocaliptice, post-apocaliptice. Ori și în vremea aceea era o așteptare. Ori Domnul Iisus Hristos vine ca răspuns. El este Mesia, El este Cel uns, El este Cel care rezolvă. De aceea și Marcu spune începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aici, da, te rog. Ai mai spus că cei trei sunt sinoptici și Ioan are o altă abordare. Ioan începe cu veșnicia lui Dumnezeu, Iisus ca fiind una cu Tatăl din veșnicie. La cei trei evangheliști sinoptici, cred că pentru noi este o binecuvântare aparte. De ce? Eu recomand ascultătorilor noștri și în trimestrul acesta, când studiați Evanghelia după Marcu sau studiați un eveniment din Marcu, căutați să vedeți și paralelele din celelalte două evanghelii. Aici se discută foarte mult despre teoria surselor,
Pentru că sunt mici diferențe de abordare și sunt foarte multe elemente comune. Și aș vrea să spun că, pe de o parte, ei au fost inspirați de același Duh. Doi, ei au descris același personaj central, Iisus Hristos. Dar consider, și dacă studiem cu atenție, eu nu subscriu la teoriile acestea ale criticii înalte, dar descoperim că, probabil, Marcu a fost prima evanghelie. Nu au discutat toți patru să scrie în același timp, dar Marcu probabil a fost prima evanghelie cu multe informații de la Apostolul Petru. După aceea, probabil evanghelia aceasta a circulat și Matei cunoștea evanghelia după Marcu. Și Matei preia anumite elemente de la Marcu, mai ales la partea asta de fapte, de ce a făcut Iisus. Și mai târziu, evanghelistul Luca chiar și mărturisește că el a studiat tot. A studiat diverse materiale. De aici eu cred că Luca a studiat atât Matei cât și Marcu și alege să le pună în ordine cronologică, pentru că Matei merge pe o structură hiastică, care e foarte specifică gândirii ebraice. Da, mulțumesc. Cred că cu informațiile astea de introducere putem să intrăm liniștiți în dezbaterea lecției noastre. Dacă mai îmi permiți, te rog, puțin, Marius. Nelu, vreau să mă leg puțin și de versetul 2, care arată continuitatea materialului biblic, după cum este scris. Adică legătura între Vechiul Testament și Noul Testament. Chiar aici Marcu ia un cumul de texte din Exodul, care vorbește despre proroc, din Maleah, din Isaia, nu? Și chiar îl citează. După cum este scris în prorocul Isaia, se citează un proroc din Vechiul Testament. Iată, și așa mai departe. Vreau să arăt legătura internă a materialului biblic, care este un argument în plus ca să credem acest material ca fiind cuvânt inspirat. Da, mulțumesc, Sergiu, mulțumesc, Marius. Cititorul care citește cu atenție Evanghelia scrisă de Marcu, Evanghelia pe care o descifrăm în acest trimestru, descoperă o anumită sensibilitate a autorului legat de subiectul cine este Iisus și ce este Iisus, ce face Iisus. Aș vrea să vedem ce face și autorul Marcu face lucrul acesta povestind secvențe din întâlnirile lui personale cu Domnul Hristos și anumite personaje cărora le poruncește Domnul Hristos, și aici se pare că e ceva diferit de ceilalți evangheliști, și anume el folosește cuvântul îndată, îndată, îndată. Ce vă spune această sensibilitate strategică a lui Marcu despre nevoia noastră a tuturor de a descoperi cine este Domnul Iisus, ce este Domnul Iisus Hristos și de ce trebuie să-L facem cunoscut și altora, provocându-i să-L cunoască? Pentru că asta a fost, dacă vreți, este esența Evangheliei lui Marcu. Dorința lui ca Iisus să fie cunoscut, ce este El și ce face El. Aici vreau să observăm, pe partea asta de îndată, simțământul este că în Evanghelia lui Marcu toate lucrurile se petrec foarte repede. El folosește mereu cuvântul ăsta. Este și cea mai scurtă evanghelie și din această perspectivă cred că avem un motiv în plus să o citim. Eu mă uit astăzi în modernitate sau postmodernism, da? E foarte greu pe om să-l prinzi cum era înainte. Stăteam și ascultam 3 ore. Astăzi nu mai e. Da? Și Marcu, într-un fel, abordează evenimentele din viața Mântuitorului în felul acesta. Legat de partea inițială a întrebării, în teologia, mai ales în teologia liberală, s-a căutat să se facă o separare între cine a fost Domnul Iisus și ce a făcut El. Adică unii au mers foarte mult pe partea asta speculativă, cine a fost Iisus. Iar alții, ca o reacție, au mers pe partea practică. Au spus, nu ne interesează să studiem foarte mult despre naturi, despre tensiunea asta divino-umană, ne interesează ce a făcut Iisus și să facem și noi. Consider că o abordare corectă include ambele părți. Adică, ceea ce a făcut Mântuitorul nostru reflectă cine a fost El. Și cine a fost El se manifestă în ceea ce a făcut, în acțiunile sale. Și noi, Marcu, practic, pornește de la ideea aceasta. Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu,
Dar Iisus, care este om, care se botează, care este ispitit, și în această tensiune ne spune ce a făcut Iisus, acțiunile sale. Da, mulțumesc. Poate vă referiți puțin și la o altă acțiune strategică, filozofie strategică a lui Marcu. El le spune, surprinde personajele cu care Domnul Hristos se întâlnește și le spune să nu spuneți nimănui, nu dezvăluiți lucrul acesta. De ce acest? Ce urmărește Marcu prin această... Cred că, de fapt, nu era vorba numai de Marcu, ci asta este amprenta Domnului Iisus Hristos. El era orientat spre a merge la inima omului să-l câștige. Pe el nu-l interesa să aibă el succes ca persoană, ca lucrare. Adică eu, dacă am venit, vreau ca la sfârșit să se spună despre mine că am împlinit. Pe undeva se subînțelege că Domnul Iisus Hristos era sigur că va birui și nu-și făcea probleme cu privire la atingerea țintei. Asta și pentru că avea un soi de legătură unică cu Tatăl. Nu că nu putea să fie biruit, ci pentru că el avea baza puternică pe stâncă. Dar mă întorc la ce spuneai. Strategia Domnului Iisus Hristos a fost, și asta a căutat să facă în ucenici, mă gândesc ca apostolul Pavel, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Pe Domnul Iisus Hristos îl interesa să aibă efectiv, să ajungă la, să aibă succes misionar. Să ajungă la... Sau să mai spun, să spun altfel. Noi nu avem habar câtă durere e în lumea asta. Și că oamenii au nevoie să fie alinați. Oamenii au nevoie să fie mângâiați. Este și în Evanghelia aceasta lui Iisus și s-a făcut milă. Adică ceea ce l-a motivat pe Iisus era ca să salveze. Ținta lui a fost salvarea. Și dacă vom vedea, nu pe oricine, ci... Lucrarea lui era o lucrare marginală. Mergea până la cei în care nimeni nu se gândea că pot fi salvați. La un lepros, la un demonizat. Practic, oamenii aceștia erau tăiați de pe listă. Și dacă ar fi să luăm varianta asta eugenică a naziștilor, mai bine îi omor pe oamenii ăștia. Oameni care sunt bolnavi, oameni de canceri, cu diferite sindrome și sunt un surplus pentru societate. Am face mai bine ca să-i omorâm. Și Domnul spune, nu, acestea sunt ființe prețioase și eu am murit pentru acestea. Ori Marcu preia acest lucru, fiind un bun evanghelist. Aici aș mai vrea să observăm că Mântuitorul nu a dorit să se discute foarte mult despre el și lucrarea lui într-o fază inițială, exact. Tocmai pentru ca să aibă timpul acesta de a pregăti un grup în liniște. Văd aici, într-un fel, că începutul Evangheliei este ca a seminței de muștar, adică este o parte când nu se observă, dar faptul că nu se observă nu înseamnă că ea nu se dezvoltă. Vine momentul în care se va observa. Consider că și în viața noastră și în viața bisericii există partea asta invizibilă în care nu trebuie să facem prea multă publicitate la ceea ce se întâmplă, pentru că va fi și partea aceea despre care vor vorbi toți. Mulțumesc! Am intrat în culisele lecției astea cu astea două sensibilități, cu astea două lucruri pe care le-a surprins și le surprinde foarte bine Marcu în Evanghelia lui despre Domnul Hristos. Dar haideți să vedem cine este Marcu ăsta, cine este evanghelistul ăsta, omul Marcu. Da? Când citește Evanghelia asta, practic nu afle despre el. Marcu nu spune nimic despre el, nu dă informații despre cine este el. Și el este focalizat pe Domnul Hristos și pe anumite secvențe importante din viața lui. Alt evanghelist este cel care vorbește despre Marcu. Și este vorba de Luca, descrie foarte mult în cartea Faptele Apostolilor. Haideți să vedem cine este Marcu, pentru că dacă ne uităm la descrierea lui Luca, Marcu e un personaj care renunță, care nu te poți baza pe el, când dă de greu te lasă singur, se descurajează, este nehotărât. Așa îl vede Luca, așa poate folosi Dumnezeu un om ca ăsta. Acum aș vrea să iau prima dată partea pozitivă și să observăm că nu doar Marcu, ci și ceilalți evangheliști și mulți din scriitorii Vechiului Testament și parte din scriitorii Noului Testament au un profil din ăsta destul de jos, adică lucrează din umbră, lucrează în anonimat.
diferit de autorii moderni, să spunem, în care tu lângă titlu îți pui numele. Și aici intervine teologia, de multe ori speculativă, cine a scris Evanghelia, cine a scris parte din Psalm, cine a scris cartea lui Iov și așa mai departe. Și aici văd ceva, că oamenii aceștia nu au avut ca scop prioritar să se ridice pe ei, ci au avut ca scop al vieții lor să-L prezinte pe Hristos într-un mod cât mai convingător. Este trist că în actualitate, de multe ori, urmașii lui Hristos sau cei care predică din Marcu, de multe ori vorbesc mai mult despre ei înșiși și leagă pe oameni, îi conectează pe oameni de ei decât să-i conecteze pe oameni de Iisus. Eu mi-aș dori, după ce am trecut printr-o biserică, după ce am predicat, oamenii să-și amintească mai puțin numele meu și să-și amintească ideile din Scriptură. Și asta o spun și într-un alt domeniu, în domeniul muzical. Vedeți, înainte cânta cineva, nu știai cum se numește cel care cântă, dar fredonai și tu melodia și plecai bogat cu o melodie nouă. Astăzi știi foarte bine cine cântă, dar nu știi ce a cântat. Ori evangheliștii trăiau într-o altă realitate care ar merita copiată de noi. Mulțumesc, Sergiu. Aici aș pune eu într-o formă din asta așa modernă. În Scriptură nu se aplaudă. Sau dacă se aplaudă, cel care este aplaudatul, este ridicat, este Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Vreau să vorbesc puțin despre modul cum s-a scris. Ceea ce a spus foarte bine Sergiu se înțelege și în felul cum s-a retransmis materialul scris. Așa se face că unii scribi au căutat să facă unele mici explicații și ulterior aceste explicații au fost socotite corecte ca parte. Deși inițial nu era din materialul inițial. Dacă ar fi fost scris cu literă de moarte, aceasta am scris eu și nu schimbați nimic din ce am scris, ulteriorul scrib nu ar mai fi putut să zică, să facă aceste. Și se observă și în Evanghelia după Ioan și în, de exemplu, în 1 Ioan 5, căci trei sunt care mărturisesc în cer. Și de aici se înțelege că este o concluzie a unui scrib cu privire la un fapt care, la vremea respectivă, toți erau de acord că, adică și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, sunt persoane ale dumnezeirii. Ori, înțelegem de aici că Marcu vrea să rămână în penumbră. Nu este important cel ce scrie, ci important este mesajul scris și despre cine se scrie. Despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea pe care el a făcut-o. Dar în același timp, ceea ce vrea să facă autorul lecțiunii este bun, pentru că încercând să înțelegem cine este Marcu, ne dăm seama cu privire la de ce s-a scris, cum s-a scris. Adică este important să știm cine este Marcu și ce a făcut el. Și haideți concret aici, acum. Da, revenind la esența întrebării, Scriptura ne dă câteva detalii despre Marcu. Deci am putea spune că a copilărit, a crescut într-o familie destul de bine poziționată economic. Da? Și aici înseamnă că are deja în natură toate defectele unui copil, să zicem, de bani gata. Răsfățat. Da, răsfățat. Îl găsim că se entuziasmează, merge în lucrare, destul de repede când întâmpină dificultăți, renunță. Și apoi este partea frumoasă că apare un conflict și este recuperat. Poate o să vorbim și pe tema aceasta. Însă, ce mă interesează și aș vrea să observăm, că evangheliștii nu sunt oameni perfecți. Vedem lucrul acesta și în Vechiul Testament la toți oamenii lui Dumnezeu și aici este o speranță pentru noi. Pentru că văd și observ că sunt momente de șovăire, sunt momente în care avem mai multe interogații decât răspunsuri. Și Dumnezeu lucrează cu noi și istoria lui Marcu îmi spune că cineva poate să fie între autorii inspirați, având chiar moment în care și-a luat un an sabatic. Da. Aici, dacă îmi permiți, Scriptura spune clar că el a plecat la Ierusalim. Nu se spune de ce. În același timp, cunoscându-l pe Apostolul Pavel, modul în care el lucrează cu oamenii și felul în care vrea să salveze orice suflet, mi este puțin
Adică gândesc că nu ar fi aruncat pentru un asemenea motiv, pentru care se spune că din cauza anumitor dificultății tânărul Marcu l-a lăsat pe Pavel. Și mai un alt argument. Omul acesta lucrează cu succes și cu Pavel, și cu Barnaba, și cu Petru. E, dacă vrei, cum să zic, e un jucător care joacă bine și la Real Madrid, și la Barcelona, și la Atletico. Probabil că un antrenor poate spune, măi, nu mai îmi place. Dar ceva are el de cineva, sau poate să zică, ah, stai un pic, era vărusul, Barnaba. Și când e văr, mai pleci. Nu, 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 oamenii ăștia au folosit ceva ce avea. Eu mă gândesc să nu fie cumva și un aspect legat de, probabil că felul în care a prezentat Sergiu este cel, dar eu caut să înțeleg. Poate să fie și aspectul acesta a unor personalități puternice. Și atunci unul trebuia neapărat să, el fiind un personaj care era bine așezat, bine respectat, să nu se fi înțeles cu apostolul Pavel. A spus, nu, mai bine să-l las, pentru că nu mă ascultă. Poate să fie și aceasta. Ceea ce înțelegem de aici este că așa cum a fost, tânărul acesta a lucrat. N-a fost perfect. A avut scăderi, dar așa cum a fost imperfect, și-a pus la dispoziție. Și ulterior, cred că lucrul acesta a venit ca urmare a nevoii pe care Duhul Sfânt a pus-o în el. Și acesta este iar un lucru uimitor. Ce-ar fi dacă aș scrie eu ceva? E nevoie de lucrul acesta, de a scrie. Lucru care este încă un plus pentru el. Mă mai gândesc și la un aspect și aș vrea să-l luminăm puțin. La un moment dat, Pavel îl preferă pe Marcu și chiar face o recomandare. Trimite-mi pe Marcu. După. Acum aș vrea să vă întreb, cine credeți că s-a schimbat? Pavel sau Marcu? De acum lucrurile capătă o nouă. Poate că și unii și altul. Și acum, unul și altul. Și Pavel se schimbă și Marcu se schimbă. Vreau să vă spun că accept total ceea ce a zis Marius. Înțeleg că în viața lui Marcu a fost o creștere. Acum, și Pavel, deci vedem și o progresie în scrierile lui, scrierile timpurii și scrierile târzii. Și este și un fenomen natural. Odată cu trecerea anilor și cu apropierea altor orizonturi sau cu apropierea de orizont, omul se schimbă. Și îl vedem pe Pavel că îl apreciază pe Marcu. Și iarăși, dacă Evanghelia este un martor real, vedem și bune și rele, da? Dar ce frumos este că totuși cele rele se duc și rămân cele frumoase. Vreau să rămânem tot în registrul ăsta. Este o întrebare pe care eu mi-am notat-o aici și așa simt inspirația să nu renunț la ea. Cum se face că unii din noi suntem așa de grabnici să aruncăm la coș pe cineva care ne-a dezamăgit, care poate că chiar într-un mod real a greșit, iar alții sunt atât de maleabili, de flexibili, încât îți dau a doua șansă, încearcă să te ridice, să te ajute, să te promoveze și să facă cumva să fie ok în relația ta cu el. Cum vedeți lucrurile aici? Aici mai întâi e lucrul acesta. Domnul îi cheamă pe cei ce sunt ai lui și nu sunt perfecți. El îi schimbă. Ori lucrul acesta este modul în care Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi. El vrea ca să te câștige, pornind de la un nivel și apoi când ești împreună cu El, ești la un alt nivel. După ce mergi pe drumul către Emaus cu Domnul, zici, cum ne ardea inima noi când ne vorbea. Ori practic Domnul ne invită la o călătorie împreună cu El, la sfârșitul căreia noi suntem schimbați. Și pentru că ai întrebat de Pavel, Pavel nu este perfect, așa cum nu este nici Petru, când îl ceartă Pavel, l-am mustrat pe Chifa, căci era de mustrat. Asta nu înseamnă că Pavel nu-l respecta pe Petru, ba din contră, atât de mult îl respectă. Sau dacă, de exemplu, la un moment dat Pavel consideră că nu-l mai ia pe Marcu, hai să-l acuzăm pe Pavel, sau hai să-l acuzăm pe Marcu. Probabil că s-a întâmplat ceva, nu? Poate că n-a fost ceva foarte frumos sau foarte plăcut. Dar noi învățăm din lucrul acesta, din ce ai spus foarte bine. Când la sfârșitul epistolei zice, adul te rog frumos pe Marcu,
Pentru... Deci se observă că n-a fost nimic. Dacă s-a întâmplat să fie... Și poate să fie și în varianta aceea lui Abraham și Lot. De ce să fie ceartă între mine și tine? Ia-o la stânga și da, dar când ne vom vedea, eu te iubesc, eu te apreciez, dar pentru binele lucrării, pentru o perioadă, este bine ca să... Adică e o chestie așa de înțelepciune. Arată modul în care această carte este autentică și de aceea este adevărată. Că folosește materialul omului așa. Iar noi dacă am stat la masă și am începe cu criteriile de, eu știu, de resurse umane, probabil că unul dintre primele, așa cum ai spus, i-am șterge de pe listă și am alege alții mai buni. Nu așa face Domnul. Îmi place de modul în care îi spune Pavel lui Timotei, mi-a fost de mare folos, mi-a fost de mare ajutor, Marcu, trimite-mi-l. Da. Mergem mai departe. Așa cum spuneam în introducere, Marcu își începe Evanghelia nu vorbind despre el, ci vorbind de personajul lui preferat, de Domnul Iisus Hristos. Și încă un aspect aici, și anume aș vrea să vedem de ce face lucrul acesta, el nu intră și vorbește direct despre Domnul Hristos. Uite cine este Iisus, cum s-a născut. Nu, îl introduce pe Ioan Botezătorul. El introduce pe Ioan, așa începe epistola, Evanghelia lui, da? Cu privire la modul în care Ioan Botezătorul pregătește drumul, calea pentru Domnul Iisus Hristos, preluând, de fapt, Ioan profeția din Isaia. Aș vrea să vedem la ce drum, la ce cale credeți că s-a referit Marcu când a introdus lucrarea Domnului Hristos prin modul în care Ioan Botezătorul trebuia să pregătească calea. Aici, deși nu este preocuparea principală a lui Marcu, ci mai mult o găsim în Evanghelia după Matei, unde Matei mereu spune ca să se împlinească Scriptura, Marcu leagă, așa cum spunea inițial Marius, leagă începutul Evangheliei lui cu Vechiul Testament. Și, practic, Evangheliile sunt o continuare a profețiilor mesianice din Vechiul Testament. Ideea aceasta cu pregătirea căii apare și este puternic înrădăcinată în teologia Vechiului Testament și în profețiile mesianice și ea pornea de la o realitate cotidiană. De obicei, când regii veneau, mergea cineva înainte și pregătea drumul, dar pregătea drumul fizic, așa cum se face la noi în alegeri. Da? Vin alegerile și asfaltăm drumurile. La ei o făceau din altă perspectivă. Vine regele și atunci dealurile le mai tăiem, văile le mai acoperim ca drumul regelui să fie pregătit. Și Marcu începe cu această imagine frumoasă în care cartea lui Maleach se împlinește cartea profetului Isaia și Ioan pregătește venirea Mântuitorului. Mulțumesc, Sergiu! Ce mai departe? Vroiam să vedem de ce se concentrează atât de mult pe botezul Domnului Hristos, pentru Marcu începe cu botezul Domnului Hristos și ce sugerează el că trebuie să se întâmple între botezul unei persoane și cruce, pentru că asta de fapt este calea pe care o trasează evanghelistul Marcu, nu? Pleacă de la botez și ajunge la cruce. Aici? Unul din numele pe care... Marcu are trei expresii cu privire la Domnul Iisus Hristos. Fiul omului, fiul lui David și fiul lui Dumnezeu. Cea mai des folosită este aceea de fiul omului. Botezul este unul din primele capitole în care Marcu prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiul al omului. El care, și apoi avem un text tot în prima parte, nu-l găsesc acum, unde se vorbește despre el ca despre cel sfânt. Cum adică cel sfânt să aibă nevoie de botez? Domnul Iisus Hristos, ca om, începe ca om. Deși botezul nu era pentru el, pentru că nu avea nevoie pentru anumit păcat al lui, ci pentru că el era reprezentantul omului, ci pentru că el era cu adevărat om. Aici vreau să spun ceva, suntem în partea finală. Vedeți, textul nostru de memorizat citează, practic, prima predică a Domnului Hristos. Da? Domnul Hristos e botezat și ce frumos ar fi și noi, după ce se botează cineva, să spunem, uite, sâmbătă ai prima predică. Și Iisus, în prima predică, într-un fel, își prezintă declarația lui de misiune. Și
foarte important este că aici găsim una dintre cele mai frumoase definiții ale Evangheliei. Pentru că noi înțelegem Evanghelia doar ca o definiție de dicționar, Evanghelia veste bună. Ce însemna Evanghelia pentru Iisus? Și aici suntem la textul nostru de memorizat, pentru că Iisus, până la cruce, va predica această Evanghelie și o va exemplifica. Și observați ce spune Iisus aici. Iisus spune așa, propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu, el zicea, atenție ce are Evanghelia lui Hristos, sau lui Dumnezeu. 1. S-a împlinit vremea. Deci Evanghelia are dimensiunea profetică la prezent. Adică Evanghelia nu doar spune profeții împlinite sau profeții care se vor împlini, ci vorbește astăzi, se împlinește. S-a împlinit vremea. Practic era anul 27, era toamna anului 27, se împlinea profeția din Daniel. 2. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deci Evanghelia are acest caracter eschatologic, și anume că evenimentele sunt aproape. Noi niciodată ca adventiști nu avem voie să pierdem dimensiunea aceasta a iminenței Adventului. 3. Evanghelia invită la pocăință. Pocăiți-vă, da? La schimbarea vieții, la schimbarea minții. Și Evanghelia invită la încredere. Credeți în Evanghelie. Din păcate, în marile biserici de astăzi, care se numesc evanghelice, s-au pierdut mai toate aceste dimensiuni ale Evangheliei și se predică o Evanghelie siropoască a harului ieftin, în care doar tu l-auzi și te bucuri. Nu, Evanghelia înseamnă profeție, înseamnă iminența Adventului, înseamnă invitație la pocăință și invitație la încredere și prinderea de Dumnezeu. Este extraordinar cum surprinde, Marcu, acest proces începe cu botezul și tot acest proces duce până la cruce, care este, de fapt, finalitatea procesului mântuirii. Te rog, Marius. Da, eu vreau doar să accentuez, fiindcă a zis Sergiu și am uitat lucrul acesta să-l spun, ne-am ocupat de textul de memorizat la încheiere, deși nu cred că este problemă. Vreau să reamintesc caracterul lapidar al Evangheliei după Marcu. Practic se întâmplă lucrurile atât de repede. Zice, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea, adică îl prezinte pe Ioan, ce lucrare extraordinară face. Dar bine, asta sunt un aspect foarte scurt, introductiv. Și apoi Ioan este prezentat ca fiind închis și acum Domnul Iisus Hristos este cel care în acest gol de a fi în față cineva, el vine și oarecum preia ceea ce spunea, pentru că asta spunea și Ioan. Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, spune, ceea ce spune Ioan, spune Domnul Iisus Hristos aproape cu aceleași cuvinte, numai că aici este ce spune în versetul 8 și trebuie amintit, eu da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Este lucrul acesta al lucrului pe care Domnul Iisus Hristos îl face. Legătura directă, de fapt, nu legătură, nu pot spune legătură, El fiind Dumnezeu. Și aici vreau să fac un comentariu teologic cu privire la Marcu 1 cu 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul Fiul nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos este mai mic decât Dumnezeu Tatăl. Ei sunt una. Nu înseamnă că eventual ar avea un început de undeva. Nu, ei sunt una. Ambele persoane, de fapt toate persoanele Dumnezeirii sunt fără început. Așa cum spune Mica 5 cu 2, din tine, Betleeme, va ieși cel ce este din adâncul timpului, din începutul timpului, de dincolo de timp. Asta este cuvântul. Deci, cuvântul Fiul lui Dumnezeu trebuie înțeles în această economie a mântuirii. Domnul Iisus este prezentat ca tipar al omului, dar din punct de vedere al greutății ca persoană, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt una. Și nu sunt diferiți. Adică nu poți să spui cuvântul El a fost. Nu. Cuvântul în dreptul Dumnezeu El este. El din veșnicie a fost, El din veșnicie este și în veșnicie va fi. Fără început și fără sfârșit. Și cred că cuvântul Fiul omului mai este folosit în dreptul Domnului Hristos pentru ca să arate omului păcătos identificarea. Nevoia relației între el și Domnul Hristos, așa cum între Domnul Hristos și Tatăl exista acea relație, rugăciune, studiul, da, cum spune, și el a fost supus acelorași slăbiciuni, exact, ca și noi. Acum aici vreau să, ca o mică paranteză,
Când Mântuitorul folosește expresia Fiul Omului, aparent expresia aceasta leagă de noi. El era Fiul Mariei sau Fiul lui Iosif, dar când folosește expresia Fiul Omului, expresia aceasta leagă tot de Dumnezeu, pentru că este expresia din Daniel 7, am văzut pe cineva ca un fiu al omului. Exact. Am ajuns la finalul acestei lecții, a fost o lecție de introducere, am avut câteva detalii vis-a-vis de viziunea lui Marcu cu privire la Evanghelia lui, câteva lucruri care l-au surprins și pe care a ținut mult să le scrie. Aș vrea să începem din această emisiune, să începem o serie de prezentări foarte scurte în care să-i ajutăm și pe cei care sunt profesorii în clasele de studiu. De fapt, se știe că foarte ușor, nu? Pentru instructori. Exact, foarte ușor se înțelege Scriptura atunci când 3, 4, 5 persoane se unesc și împreună aprofundează cuvântul. În cadrul nostru, când vorbim de școală, e vorba de elevi și profesori. Și avem instructorii școlii de sabat și avem elevii școlii de sabat. Și aș vrea ca în fiecare ocazie, în fiecare lecție, să avem câteva informații care să-i ajute și pe cei care sunt profesori, cei care predau lecția respectivă. Și aș vrea pentru astăzi, undeva preț de 5 minute, să vedem în primă instanță. Știm că cel mai eficient mod de a învăța este în grupe, așa cum spuneam, în clase. Și un pas important pentru ca un studiu biblic să aibă efect este acela al socializării sau al părtășiei. Aș vrea să vă întreb, Marius și Sergiu, prezentați, referiți-vă la două metode pe care ar trebui să le folosească, le-ar putea folosi un instructor ca mai întâi de toate, înainte de a trece la dezbaterea lecției respective, să creeze acea atmosferă de părtășie, de socializare, de cunoaștere. Eu, Nelu, în primul rând aș vrea să apreciez utilitatea acestei pilule, să spunem, pentru instructori, pentru că de multe ori, chiar și ora instructorilor, oferă instructorului multe răspunsuri și multe informații, dar puține instrumente pedagogice pentru a implementa lecțiunea. Exact asta vrem și, să facem. Și de multe ori eu mă duc în biserică și văd că instructorul merge în fața grupei cu 100 de răspunsuri, dar fără nicio întrebare. Și probabil că ar fi util și e bine în studiile următoare să dezbatem și cum se pun întrebări. Dar, lecția următoare vom dar face primul lucru care mi se pare foarte important este să creăm părtășie. Și aici vă spun că mie îmi place când mă duc la o biserică și când am o grupă a școlii de sabat, îmi place să conduc momentul acesta de părtășie. Și aici aș vrea să spun un element central. Părtășia nu se cere, ci se oferă. Și părtășia nu trebuie introdusă acum să avem un moment de părtășie. Gata, s-a tăiat maioneza, da? Sau cine a avut o experiență cu Dumnezeu săptămâna aceasta? Ci instructorul trebuie să înceapă cu autodescoperire, da? Și eu mă duc și spun, uite, eu mă numesc Sergiu, sunt din Botoșani, în județul meu, știți, s-a născut X, s-a născut Y, s-a născut ăsta. Spune-mi cum te numești, de unde vii și ce ne poți recomanda despre județul tău. Și vreau să... Asta a fi prima dată, da? A doua oară, iarăși, eu mă numesc Sergiu și pe lângă Biblie, pe lângă muncă, pe lângă ceea ce fac, îmi place, de exemplu, să cânt la nai. Spune-mi și tu, ce hobby ai? Și după ce fac asta, a treia oară spun așa, uite, data viitoare, asta o pregătesc dinainte, data viitoare vom spune fiecare cum ne numim și care a fost ultima carte pe care am citit-o, știți, ca să aibă o săptămână să mai corecteze unii. Dar avem nevoie să începem părtășia în mod natural, fără să o introducem cu etichete și să o punem noi să ne punem. De fapt, instructorul este cel care dă startul. Da. Da. Mulțumesc, Sergiu. Este incredibil, pentru că pe mine cred că mă știi. Un pic întrebarea ta mi se părea greșită, pentru că ideea era ce metode să facem care să... Nu, ideea este ca noi să fim orientați. Nu avem noi acum să facem niște artificii ca să... Este exact ceea ce a spus Sergiu și vreau să vorbesc puțin despre limbajul comportamental. Să fii deschis, brațele deschise, să fii zâmbitor, să zâmbești,
să nu întrerup dialogul, să nu întrerupi când cineva vorbește, când cineva care este timid, eventual, dacă îl simți că ești timid, tu nu-l întrebi, că el nu va mai deschide gura. Și să cauți, pe, eventual, dacă spune un da. Adică să te mulțumești că ai primit un răspuns. Adică, acesta este un instructor orientat spre relație, spre părtășie. Și ca metodă concretă, eu o numesc metoda parantezei. Atunci când se deschide paranteza, un instructor o oprește. Stai un pic, că noi trebuie să suntem la studiu de luni. Și ca să ajungem la studiu de joi, trebuie să spunem numai ce spune acolo și să răspundem numai. Dar omul la un moment dat mai face și o paranteză. Vorbește că el a fost la piață, că stai să vezi că am fost acolo. Și poate că asta e mai important pentru exact, el. Exact. Paranteza este mai importantă decât studiul de luni. Exact. Poate că ziceți că este o erezie. Dar dacă vrem să ne orientăm spre, exact spre ce spunea Sergiu. Adică degeaba facem noi, eu știu, găselnițe de aceștia psihologice ca să... Nu, lasă omul să vorbească. Și a deschis subiect. Și vorbește despre o rețetă. Vorbește despre, uite, acolo la spital când a fost în vizită, a văzut el o vază și începe să descrie vaza. Păi lasă-mă, frate, că noi vorbim despre Marcu acum, nu-mi spune mie despre vază. Lasă-l să vorbească despre vază. Exact. Exact. Și e adevărat, cu bunătate, cu înțelegere, instructorul să spune, uite, totuși trebuie să ne apropiem și de... Dar dacă vrem părtășie, și știți care sunt cele patru scopuri ale școlii de sau? Deci ideea trebuie să le reamintim. Caracterul. Părtășia o lăsăm la urmă, că de-aia nici nu... Am spus, deci este vorba despre... Că începem cu rugăciunea. Partea spirituală. Da? Învățarea, părtășia și misiunea. Și misiunea. Astea sunt cele patru domenii. Ei, se pare că două dintre ele sunt cele la care noi suntem foarte în urmă. Părtășia și misiunea. Mulțumesc, Sergiu, mulțumesc, Marius. A fost prețioasă informație pe care le aflăm astăzi și sper să fim de folos. Vă mulțumesc și pentru modul în care ați săpat în introducerea studiului Evangheliei după Marcu. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Vă încurajez ca să vă plecați cu toată dedicarea și cu tot interesul asupra acestei Evanghelii. Pentru că în momentul în care îl descoperi pe Hristos și descoperi cuvântul Lui, intri în atmosfera cerului și te lași schimbat și transformat. Până la următoarea noastră întâlnire în Școala din Emaus, vă spun, dragi prieteni, la revedere, toate bune și pe curând!